Păi normal, tot ce este frumos și cântecul întotdeauna ajută foarte mult oamenii, în sensul că, deci pe cei care ascultă. Cei care știu să asculte și cei care îndrăgesc. Drept este. Că sunt care nu îndrăgesc. Da. Și nu, și pe unii la un moment dat îi plictisesc. Că asta am mai spus-o și mai spun și de data asta, că ne ducem de multe ori în concediu și merem sute de kilometri, câte 1200, depinde. Și la un moment dat, nu, eu pun căstofon, eu CD-ul și aia și cântă muzic, doine și păi Drăgan ăla cu mine, a cântă și toate doinile și tot și apoi și de prin banan și la un moment dat nevastă mea, mă, da, mai gata mă cu doinile că m-ai norozit mă, deja îmi vine să sar afară pe geam, oprește ăla și măi. Soția, ce zice? Când mergeți la cântat. Ce să zic, că nu zice nimic acum, nu mai are ce să mai zic, că e gata. Că am prins drag și dor, că din cauza ei m-am apucat de cântat. Păi? De 7 ani de zile, 7 ani și 6 ani, aproape 7 ani de când. Păi ne-am dus la o nuntă și, nu, colegă de servici cu ea, noi avem niște prieteni de familie și ele două, nevastă mea cu nevastă, sunt prietenul ăsta de familie și pot să dau nume, că nu mi-e frică și nu e o problemă, e preotul de la greco-catolici de sus din curtea spitalului. Suntem foarte buni prieteni, am făcut concedii împreună, am făcut concedii împreună când ele erau atunci noi angajate și luam bilet cu 25% prin învățământ. Și nu a fost ușor. Și meream triși cu 25% dintr-un bilet. Așa se dădea la învățământ. Da. Și meream... Serios vorbesc. Și noi, și ei, și ne întâlneam și meream... Bine, luam bilete împreună în aceeași perioadă și apoi ne-am mâncat. Și binele, și rău, și distracții, și... No. Și acolo, la nuntă. Și la nuntă s-a căsătorit fratele ei. Și fratele s-a terminat ceva școală de popi. De greco-catolici sau de catolici prin Italia. Da, da, da. Și au avut o grămadă de colegi olandezi din Danemarca, din Norvegia, din Olanda, din Italia, și nănașul a fost din Italia. Nănașul a fost unul dintre lectorii lui de acolo, la nuntă respectivă. Și atunci am zis, bă, o venit cu... Bine, iar așa într-o seară, eu știu cum o fi fost, ne-am întâlnit într-o seară la noi sau la ei sau nu mai știu, sau la Iarbă Verde, cam așa ceva, și bă, zice, uite, frate meu face nuntă, zice, ea știa că eu cânt, că îți dai seama când mă merem și... Că mai meream și mai, nu, mai dormeam în cort și așa, și apoi la foc seara, bă, mai cântă câte una, după aia mai, nu. Din joacă. Mai dădeam câte o gură de nu știu și așa, apoi ne venea cheful și apoi, nu, și cântam. Și la un moment dat, preoteasa zice, bă, zice, uite, nu vorbești cu careva, uite, spune-mi, dă-mi o formație bună care să vină să cânte la așa, dar vreau să fie și dansatori, vreau să fie și... să fie un recital de ceva instrumente din astea, vreau să fie, și mi-a picat fața și bă, stai că mă duc să vorbesc cu Marian Lupu. M-am luat Marian Lupu la Casa de Cultură, am vorbit cu el, a venit cu Viorica Brândușan, a venit cu, nu mai știu, Mariana Suciu, a fost Risipitu... Mariana Risipitu. Nu Mariana, nu, zi. Nu, că nu vine să-i zic. Florin. Florin. A fost Florin, el a făcut un recital de vioară, i-a pus pe aia pe spate, i-a dat pe spate. Nu, a fost și eu să câști tu două, trei melodii, dar să te îmbraci pe Durean. Bă, păi eu nu mai încăp căbeșile pe mine, eu nu mai... Lasă că faci cumva, nu știu ce. Ce să-ți povestesc? Am tăiat cam așa pe aici, am băgat un ic în spate aici, așa ca să pot să o iau atunci seara pe mine, să nu fac de comedie. Da. Și m-am dus și... Da, înainte de aia, cumva două, trei săptămâni, m-am dus la Casa de Cultură. Bă, Marian, uite, bă, eu ăștia vreau neapărat să cânt 3 cântări, 4. Zici și mie, ce cântări se cântă? Bă, nu știu, care le știi tu, care vrei tu, nu-i problemă, hai. Bă, zic, dar eu n-am făcut repetiții de
De 20 și ceva de ani, mi-a zis. Eu de când am gătat, școala de când am plecat în armată, zic, eu n-am mai făcut. Bă, zice, hai că facem, nu-i problemă. Nu. Și datorită lui și a lui ăștia de la Casa de Cultură, am prins drag iară de cântec. Și vina a fost a soției. Și vina a fost, tu dacă când la nuntă să știi că eu prind drag de cântec și nu mă mai las. Că acum nu mă iai și mai faci. De aceea nu mai comentează. Da, este și asta ceva. Da. Da, soția este profesoară de pian. Da. Cum de v-ați întâlnit două talente, doi artiști? Păi noi ne cunoaștem de când eram în liceu. Și înainte de liceu. Dar ea făcea naveta pe la mine prin cartier, pe acolo și cobora la liceu, la mate fizică. Și eu am pus o tici pe ea. Și după aia s-a dus la mama la coafură și o tuns-o. Și era finuță, era... No, nu era zbăpăiată ca aștia la încenerodie. No. Și mama a pus o tici pe ea și a zis, no, am văzut o fată faină, zicea, Tami de dragă, finuță și... Păi nu s-a schimbat tot, așa este, finuță, blândă. Da, bine, păi acum, nu, acum, cum a zis ăla, acum aia mea. Da. Da. Nu, și apoi, din vorbă în vorbă, mai nu știu ce, s-a angajat la grădiniță, ea a făcut, a fost angajată sezonieră la grădiniță, cu, mi se pare... A fost o educatoare care a rămas în concediu de maternitate. Și, da. Și după aia a fost la grădiniță și după aia în doilea an, iar a prins alte colegă de ei și s-a dus în locul aia și doi ani la rând s-a fost suplinitoare la grădiniță. Și după aia profesoara care i-a predat ei pianul dintre a întâia până între a opta, am întrebat-o, zice, este un post de pian la noi la școala de muzică, nu vrei să vii? Zice, uite, avem un post și zice, uite, rămâne o fată în maternitate și zice, dacă vrei, da, cum să nu, o veni, s-o dus, bineînțeles, s-o susținut un examen, o reușit, o luat și o rămas suplinitoare la școala de muzică. După aia s-o evit post și o rămas tot la școala de muzică. După aia s-a înscris la Cluj la conservator, a făcut conservatorul între timp și după aia, după ce a terminat conservatorul, a rămas pe post. Și în ziua de astăzi este foarte bine la școala de muzică. Mi-ar fi plăcut să vin aici, să o întreb cum poate să lucreze cu copiii și mai mititei, mai ales cei mai mititei, care abia acum învață să cânte la pian. Nu este ușor ca o persoană să știe să cânte la pian pentru că folosește amândouă mâinile diferit. Da. Păi, și este totuși, și nu doar mâinile, și capul, și mintea, sunetul, și creierul, și vizualul, ochii, da. Și... Da, deci... Este totuși, mie mi se pare destul de greu. Foarte greu, se fac separat pe rând, că mulți ziceau că păi tu nici nu știi ordinea bemolilor. Păi băi, frate, mulți aruncă niște vorbe așa, știi, degeaba. Bine, dar noi nu ne luăm după eu răutăți. Nu, vreau să spun așa, ca chestie, că degeaba ai bemolii și ai muzică în cap, atât. Dacă n-ai har de la Dumnezeu și nu s-o auzit de tine, tot degeaba. Tot cu ele meri în mormânt. Și apoi să nu uităm că până mori, tot înveți, și tot, da. Tot nu știi nimic. Mai îmi spuneți ceva. Aveți aici ceva la... Chimiru, curaua. Păi, astea sunt... De obicei, la noi, la pădure, nu erau chimiri așa. Erau mai subțirele, mai late, cam așa, și curele, normal, cum erau, de le puneau deasupra peste manta militarii. Aveam cataramă normală și așa, dar după aia au început și am preluat și noi din interferențele astea de zone. Am văzut chimirul la cineva, deja am luat și noi. Am văzut laibărul, la noi laibările nu erau astea. Astea sunt laibără bănețănești.
Da. Influență de Banat. La ei au fost făcute cu negru și altfel, tot așa. Ei, când au ajuns la noi, deja au început să modifice un pic și să facă jeans ăștia pe aici. Deci, cojucarul de la noi din sat a furat patentul și au făcut și mai multe modele. În zona noastră a pădurenilor este, după câte știu eu, vreo 7-8 modele de laibări. Deci eu am și un laibăr cu mai mult roșu pe el și ăla este vechi de 100 și ceva de ani. Dar știți cum e? Și cu laibările și cu toate cămeșile. Deci puține cămeși care sunt două la fel. Puține laibăre care să zic eu aproximativ la fel. Pentru că și mai ales în cămașă. În cămașă câte bordee, atâtea obicei. Fiecare femeie aducea aportul să facă ceva mai frumos. Mai frumos. Să aibă copilul meu la Paști, să n-aibă nimeni. Să aibă copilul meu la Paști. O mândrie. Să aibă nimeni. Să nu fie în sat altul ca el. Ieșau, când ieșau la Paști, la biserică și așa, trebuia să ai cămeașă nouă, păpuși noi, îmbrăcați frumos. Da. Era o splendoare. Să fie îmbrăcat proaspăt, nou, cămeașă nouă. Deci de toamna și până de toată iarna, până primăvara, când veneau Paștile, musai trebuia să fie cămeașă nouă. Altfel, și de asta zic că nu știu dacă sunt două cămeși la fel. Portul, deci în general, ca structură, toate sunt la fel. Doar florile, doar cusăturile, da. Doar... Și fie modelul, decorațiunile. În funcție de câtă putere și cât o ducea creierul pe bunica aia ca să lucre, făcea și mai mult pe deascuns, mai mult pe să nu vadă vecina, că face și ea. A mea când iasă fata să fie, fai, numai a noastră să fie. Aveți mai multe costume populare. Da, mi-a dat Dumnezeu de 7 ani de zile. Acum, drept e că și-am investit ceva bănuț în ele, dar de o perioadă bună încoace am avut ocazia să întâlnesc și mai ales după ce am ajuns pe la București, pe la televiziune și am început să ajung pe la Hora TV și așa am avut ocazia să mă întâlnesc cu oameni și mătușa, noi suntem neamuri. Să vin până la mătușa, să-și dea mătușa ceva. Am primit cămeș, bine, nu mi-s bune mie, ca mărime, da. Că mi-s pogan, vorba aia, așa se zice. Ți-ai făcut ca ursul, ești. Mătușa din partea lui sora lui tata, ești cât năpău, mă, numai hăla era așa mare ca cine, ca năpău. Da. Dar nu mi-s bune cămeșile, dar sunt foarte bune de pus în muzeu. Eu, dacă mi-ajute Dumnezeu... Poate faceți un muzeu. Eu vreau să fac o casă bătrânească în sat. Da? Frumos. Și să fac acolo un muzeu. Am adunat atâtea și ar fi păcat. Și eu sper convins că dacă dau sforă în țară și vorbesc cu sătenii și așa, fiecare vine și mi-aduce câte ceva. Și pe fiecare obiect am să scriu acolo, ăsta se numește așa, a fost folosit așa. Da, și mi l-a donat familia cu tare, cu porecla cu tare, de la nepotul cu tare, nepotul Alin sau eu știu, Florin, cum îl cheamă, pe fiecare în parte. Cine mi-l dă? Foarte frumos. Și eu sunt fer convins, pentru că numai așa păstrăm tradiția. Păstrăm tradiția. Adică... Că sunt foarte multe... Apoi și nu vă povestesc că eu la cât ce am dat și eu foc. Și eu mâncam molile și vai, că mă durea sufletul, dar n-am avut ce face. Pentru că dacă intră odată molia în ele și așa, pa, e pierdut. Și foarte... Și încă se mai găsesc în lăzile astea de zestre vechi, cu siguranță, dacă mergi într-o casă, găsești cu... No, și multe am și cumpărat și multe le-am modificat și pe această ocazie vreau să aduc mulțumire celor care au mânuțele alea de... Mi le-au modificat și mi le-au făcut, că toate
toate trebuie modificate, că stăteam cu mine ca pe gard și eu nu puteam mă mișca, stăteam așa ca, ca ziceai, că scuier. No, dar ce să spun? Aveți o pălărie, parcă ar fi de vânător. Da. Pentru că influența austro-ungarii, când au venit la noi, de-au făcut furnalul de la Toplița și după aia l-au al doilea furnal când l-au mutat la, la Govășdie, atunci au venit cu influență de pălărie de asta, de, de la Lipova, cum ar zice. Că după aia s-au făcut la noi, în Banat, în Lipova, și au făcut, făcut modelul ăsta de pălărie. Acum mai nou se face și la Deva, am înțeles, undeva este un pălărier. Da, care face și i-am dus modelul și au făcut rost de model și am înțeles că el deja, eu am avut de la el făcută una, nu, dar după aia eu am dat-o cadou, că eu am prins pasta originală. Și pana de păun, de unde vine? Pana de păun, aici vreți să aduc mulțumire primarului de la Teliuc. Teliuc. Primarul de la Teliuc avea, nu știu dacă mai are sau nu are, dar avea două făzănițe. Și au venit, i-am dus într-un an la ei cu... Am făcut... Așa, au făcut Mariana Suciu ziua ei la, la ei, la, la Casa de Cultură din Teliuc. Și au venit atunci și ne-au adus o grămadă de pene de astea faine. Deci, pana de păune nu aparține de portul popular. Ba da. La noi, la noi pădurarii și tăți care au fost, au avut așa ceva și inclusiv păr de porc. Părul de porc e prins într-un, într-un cioc, cum îi spuneam noi, e făcut din tablă de cositor și învelit în așa fel încât și-i pus un ac de, de, de siguranță. Și l-ai pus pe pălărie și... Și de acolo, așa. Cu cât e mai bogată pălăria și cu cât e mai așa, zic ăștia că ești mai, mai ocoș. Da? Păi, nu știu cât o fi de adevărat, că nu. Altă simțire nu ai decât ahăla care ești. La aceste pene sunt la noi, la Bistrița, la Năsăud. Pa, da. Ei au pălărie cu pană de păun din aia mare. Da. Eu fac parte și dintr-un ansamblu din ăsta, adică nu e ansamblu, e un, e un grup format de câțiva oameni de omenie frumoși și am fost invitat să fac parte din grupul respectiv și am și făcut vreo două piese cu ei. Și m-au invitat și eu n-am așteptat să zic a doua oară și am făcut, se pot, da, pe, o să vedeți. La Năsăud sau? În Maramureș. Ah, în Maramureș. În Maramureș, da. La Groșii Țipleșului și acolo toată partea aia de, de nord. Sunt din Bistrița, din Maramureș, din... Zalău, din la Zalău ne-am întâlnit la, la televiziune, la Coca. Acolo am serbat ziua lui Rafila Bărbos, i-am văzut la televiziune la TVR1 și vorbit cu Petreuș și cu cei de la Casa de Cultură de la noi, cu Mariana Suciu, cu așa ne-am dus și i-am serbat ziua lui Rafila și după aia nu, am rămas prieteni, deci vreau să spun că niște oameni deosebiți. No, dar ne-am ales câțiva și am rămas, suntem nouă în grupul respectiv. Frumos! Și m-au îndrăgit așa de la început, inclusiv Coca, nănașul, cum îi zic eu, că de câte ori mă duc la el. Mă cheamă, no, dacă nu vin la filmările de la Paști, așa scrie acolo, dacă nu vin la filmările de la Paști, ce trec pe lista decedaților. Și muzai să mă ducă, nu mai, no, nu mai pot să o dau înapoi, gata. Am o nedumerire. Se spune pădureni, toloboni. Este o asemănare? Se spune același lucru? Păi nu, pădurenii sunt pădureni, tolobonii sunt toloboni. Tolobonii sunt niște ciorapi, cum ar veni, da. Numai că... țapinarii ăștia care au venit la noi
din Oaș, din Maramureș, au venit la pădure la noi, că ăștia de la Ocolul Silvii, când au început să taie pe acolo, pe sus, de fapt, s-au tăiat dintotdeauna, asta e clar. Că s-au tăiat de pe vremea austro-ungarilor. Că de-aia s-a pus furnalul sus în vârful vârfului, ca să fie bocșe, să fie lemn, să fie cărbune, că de aici pleacă totuși istoria. Așa, și ăștia care au venit din Maramureș, ăștia ne-au poreclit tolboni. A, deci este o poreclă, păi, nu? Poreclă, nu pădureni, că pădureni ne numim din cauza că trebuie prin orice, din orice zonă te duce, din orice plai și trebuie să urci în sus către pădureni, sus să ajungi în vârful Rusca, trebuie să treci printr-o pădure. Sub nicio formă n-ai pe unde să treci dacă nu treci pe sub pădure, n-ai cum. Și mai ales, nu, atunci, pe vremuri, când era și mai fauna mai bogată. Acum au început să o mai barbirească, să o mai taie și așa, nu. Să rămânem fără pădure. Să rămânem fără pădure. Dar de-aia, nu, așa se zice că pădureni, sus la pădureni. Da, este frumos pădureni. Tot am auzit că se spune tolobon și puiul, de exemplu, când a venit aici la noi în emisiune, a spus că el este foarte mândru că este tolobon. Da, păi... Eu am zis că așa, deși totuși eu aici m-am născut, n-am cunoscut diferența între pădurean și tolobon. Nu, e unul și același lucru, doar că nu, asta v-am spus, asta e poreclă, dar nu e și eu sunt tolobon, care e problema? Ce? Asta e tolobon de ăla de sus, de acolo, de la pădure. Da, nu, dar eu zic, deci eu am luat tolobon pădurean. Cam același lucru am luat. Nu m-am gândit că vine ca o poreclă sau... Eu am crezut că de acolo este tot. Aveți o fată. Da. A îndrăgit cariera? A mers pe urmele dumneavoastră sau... Ce să vă spun, când era la grădiniță mică, nu, făcea o serbare și era diferită de ceilalți copii. Dar făcând o școală de muzică, dintre a treia până între a opta, au învățat mai multe și atunci și-o dat seama că vocea ei nu este pentru cântat populară. Pe scenă. A, pe scenă. Ea cântă foarte bine. Eu pot să și justific chestia asta. Noi avem un cor. Suntem 6-7 inși la biserică sus și facem colinz. Și cântăm pe 3-4 voci. 7 oameni. Și eu am și postat pe pagina mea de Facebook, dacă vrea cineva să intre în arhivă și să dea înapoi. Și acum avem și oportunitatea că biserica de sus de la greco-catolici e foarte înaltă și are o sonorizare extraordinar de frumoasă. Eu am făcut vreo câteva pricezne și le-am înregistrat cu telefonul în biserica respectivă, fără sonorizare, fără nimic. Grai viu și iasă extraordinar. La fel și corul. În sonorizarea aia acolo, în ecoul ăla de la biserică, iasă extraordinar. Și vreau să spun că fata mea și nevastă mea, deci noi facem parte și din corul bisericii. Și se aude foarte bine și știu să cânte, znotiste. Deci nu se pune problema, că dacă n-ai avea ureche muzicală și nu poți să, așa, nu poți să redai. Ca să cânți pe voci, așa, e un pic problemă. De asta zic că fiica mea cântă, dar... Dar nu a urmat calea. Nu, ea e la facultate la Sibiu. Ce domeniu face? Industria alimentară. A, total diferit. Total diferit. Nu e diferit deloc, pentru că eu ceea ce vreau să mi ajute Dumnezeu să putem face, o să fie super. Pentru că e o meserie de bază, păpica nu o să se gate niciodată. Da, îi place?
Păi îi place, nu-i place asta ei și vine acum cu figuri pe casă și păi ouăle au cocoșală de aia, trebuie scoasă. Cafeaua, dacă nu-i, ia să vedem, ia cafeaua, o bagă în apă, ce să lasă la fund, zice, e zaț, ce rămâne deasupra, e cafea bună. Bă, mă las. Deci au început cu... Ce învață? Ce învață vine cu știința acasă. Păi de asta zic că nu, și... Deci, învață. Și ajungem la educație, din nou. Da. Cine a ales profesia ei? Ea sau dumneavoastră? Ea și-a dorit foarte mult să facă, să facă dreptul, să ajungă avocat. Și? Și la ceea ce vrem noi în familie să facem, nu știu dacă ne ajută chiar așa de mult. Și în al doilea rând, noi Hunedoara nu suntem într-un oraș așa de mare ca să există oportunitatea să te lansezi și să... Da. Și i-am zis, și cel mai mult și cel mai mult, profesoara ei de engleză, i-a deschis ochii și, măi, fata, du-te-și tu undeva unde... Știi că ai o pâine în mână. Drept e că în ziua de astăzi un pic problema e și locurile de muncă. Păi și atunci n-a ales ceea ce îi place, a ales practic? Păi vorba de educație de acasă, credeți că de multe ori, deci atât e de simțită și atât e de o tămiciudă pe ea, că nu cere nimic. Eu n-am văzut-o pe fiica mea să zic, vreau de aia, vreau de aia, vreau de aia, niciodată în viața asta. Deci, au, dacă o trimit după pâine sau că era copilă, eu știu, așa, merea după pâine sau venea și mi-aducea restul, 20 de bani, 30 de bani, eu știu așa și la, pe atât au fost ăla, ăsta e restul. Păi da, oprește și tu acolo ceva. Nu. Că e foarte greu. V-ați ocupat de educația ei? A fost drămuită de la început. O știu să-și calculeze și... nu, tot... Și atunci aș-o dat să ia seama, bă, trebuie să fac ceva în viață care să pot să-mi aducă traiul de mâine și după aia, dacă am fluturi și vreau să mă duc mai departe și așa, noi cu drag... Deci a găsit o listă. Noi cu drag susținere din partea noastră sub orice, chiar de ar fi să... Orice s-ar întâmpla. Nu deci contează. A făcut ea alegerea, da, în final. Da, până la urmă, în final, așa s-a întâmplat și poate că este și... Ați participat la educația ei? Cât a fost la școală sau... Păi aici iar e un pic problemă, că eu trebuie să recunosc că eu nu prea am avut vreme de educația ei, pentru că mai înainte, spuneam, a trebuit să... Să lucrați. Să fiu cap de familie și să mă apuc să, da, să mă lupt cu morile de vânt, că să nu spună nimeni. În general, mama se ocupă de educația copilului. Dar am avut copilului. Norocul și așa să fie nevastă mea pe fază și chiar îi mulțumesc pe această ocazie și inclusiv bunicile și mai ales bunica din partea lui mama sa. Pentru că mama, ce să spun, nu prea apucat pentru că așa a fost să fie, s-a îmbolnăvit și nu mai avut ocazia să o învețe pentru că s-a pierdut din... Dar din partea bunicii, da, din partea lui mamă sa și cel puțin socul meu toată ziua după ea la școală și a ieșit și la pensie, bineînțeles. Numai bine, pe când a venit ea pe lume și așa, a fost super că ieșise socul meu la pensie și apoi program de voie. Vă amintiți foarte mult de copilărie. Da.
Din copilărie, nu doar sentimentele sunt prezente, este prezent și talentul. Simplu, dar prețios. Trebuie să ne aducem aminte doar de lucrurile bune din copilărie și din viața noastră. Pentru că dacă ne aducem aminte de ce este rău, găsim doar motive de îngrijorare și nu ne dorim nici pentru noi, nici pentru copiii noștri să fim într-o viață de stres. Și atunci căutăm ceea ce este bine, în mod special, și ne aducem aminte doar de ceea ce este bine. Ce vă aduceți aminte din copilărie legat de cariera artistică? Dacă ați participat, poate ați participat undeva când ați făcut școala de artă sau mai devreme? Da, sau... mi-aduc aminte, eram în școala de artă și ne-a luat Drăgan Munteanu și ne-a dus la Ponițe. La Ponițe, la el în sat acolo, și am făcut acolo un, să spun așa, o serbare. Era chiar sfârșit de an școlar și ne-au luat pe tăți și ne-au dus cu un, parcă acum și văd, era un Mercedes dubă de la de o 30 de locuri, cred că nu era mai mare. Și pătrățos, parcă și acolo văd. Și ne-au dus la Poniță și acolo am cântat fiecare câte o piesă și ăla a fost examenul de sfârșit de an, cum ar veni, și ne-au dat note. Atunci a fost prima apariție a mea pe scenă. După care, la clasă de registru, tot a mai apărut după aia pe... Ați participat la Cântarea României pe vremea aceea când... Nu, păi nu mai era Cântarea României. Că deja a venit Revoluția. N-am apucat, nu m-a avut, să zic așa, 6 luni de zile înainte de Revoluție la școala de artă. Că după aia a venit Revoluția și au început să se destrame toate și nu ne mai scutea nici din combinat, nu ne mai scutea din producție. Era un început cu... Deci cât ați fost în combinat, ați fost scos din producție atât da, timp deci cât am apucat... La... Da, ați... apucat vremurile acelea. Am apucat câteva festivaluri și spectacole, se făceau spectacole foarte valoroase, cu săli pline. Susținere din partea sindicatului, susținere din partea combinatului. Foarte fain a fost. Ne dădea sindicatul autobuze de mergeam pe la tot felul de spectacole din astea mici. Și cu ansamblu de la Siderurgistru, dar erau ansamblu de la Casa de Cultură, care e acum Hațegană era. Da, am participat și eu la Cântarea României, am fost mult timp scoasă din producție, mergeam la lucru acolo, la Siderurgistru, la repetiții. Da. Tot Siderurgistru era plin. Plin. Da. Aveam o sală micuță în care făceam canto și în colaborare cu domnul director, oarecum zicea... Braia? Nu, celălalt după Revoluție. Ilincea? Ilincea, da. Ilincea era vecin cu mine sus, pe cartier acolo sus. Da. Și tare m-a îndrăgit. Este un om bun. Este, da. Cu bun simț. Chiar pe această cheale vreau să-i aduc mulțumiri și... inclusiv după ce am ajuns la București și m-am văzut la televiziune și... Acum nu de multă vreme ne-am întâlnit și vai, Aline, zice ce mult îmi place că nu te-ai lăsat până la urmă. Și da, el era sufletist. Da. Și făceam multe spectacole, am făcut sub conducerea lui. Da, foarte frumos. Păi era și dans modern, era și teatru, era și nici nu mai știu câte nu era la Casa de Cultură. Și cor. Și la Siber, da. La Siderurgistru, pardon. Da. Foarte fain. Și, mergeam la... Mi-aduc aminte. Da. Ieșeam din producție, mă duceam la caserie, scoteam 5.000 de lei. La un buzunar, aveam foile la mine, foaie de drum, tot, pac, plecam la festival. Meream la festival, îmi plăteam acolo, îmi dădeau alea chitanță, îmi dădeam banii
ce rămânea, veneam lunea, mă duceam la caserie, depuneam și dădeam diferența înapoi, că nu tot timpul cheltuiam cât aveam, nu. Era transportul și cazarea era din partea Siderurgiei, dar trebuia să mă duc la festival să spun că eu sunt reprezentantul pădurenilor din partea Siderurgiei Hunedoara. Atunci, da. Atâta era, toată chestia. Și ei aveau și toate diplomele și așa, spă la casa de, pe la siderurgistru. Dar nu mai sunt. Nu știu dacă mai sunt, că asta e problema. Nu mai sunt, că și eu am vrut să merg să-mi iau diplomele de acolo, din arhivă. Vai, nu și câte costume erau acolo, vai. Deci era o garderobă imensă, vai, cu tot felul de costume și pentru toată lumea, și pentru populară, și pentru teatru, tot. Deci noi de acolo mergeam, luam pe semnătură, ne dădea, trebuia să ducem înapoi tot. Era foarte frumos. Deci eu, chiar mi-este dor de vremurile aia. Acelea. De vremurile acelea în care... Serios, sunt... Noi am putea scrie o carte și să spunem așa niște povești din astea și... Chiar am trăit vremuri frumoase. Chiar dacă zicea lumea că ce, partidul, că ne-au încuiat, că ne-au făcut... Da, a adunat toți artiștii acolo. Deci nu oricine putea să meargă acolo totuși. Toți artiștii i-a adunat, erau foarte mulți. Se strecurau prin sită și cine era rămânea, da. Cine nu... Da. Da, fain a fost, fain. Și cu dans modern, și da. Cu... Vai de mine, ce... Ce îmi plăceau fetele alea și cu băieții aia când intrau pe scena aia și zburau așa pe scenă. Și făceau cu o pasiune totul. Totul era foarte, cu multă pasiune, mult suflet puneau. Dar și dansul popular, ce fain erau și toți. Nu, dar ce să zicem? Ne aducem aminte de totul. Frumoase vremuri, în orice caz. Și atunci era educație. Prin acele jocuri, prin acele așa, imposibil să nu înveți câte ceva. Era... Da, păi asta înseamnă educație, să crești, să dezvolți fizic și psihic, intelectual. Tot trebuie dezvoltat. Și atunci, și chiar și bunul simț. Respectul, sentimentul. Da. Deci toate fac parte din educație. La orchestră și tot cu sărmâna să trăiți și eu vreau să cânt și eu nu știu ce. Credeți că educația este importantă în dezvoltarea socioemoțională a copilului? Foarte important. Foarte important. Cine credeți că este responsabil pentru dezvoltarea socioemoțională a copilului? Păi, v-am spus și mai repet, în primul rând, cei 7 ani de acasă cu care pleci. Și după ce predai ștafeta, că vorba vine că o predai, dar încep copiii și merg la școală și în școală și dacă ei vor să continue și să facă separat de ce învață la școală, găsesc acum pe Google. Și orice întrebare... De ce spun părinții că eu nu vreau să mai dai și tu greș cum am dat eu. Da. Pentru că eu am făcut odată o greșeală. Nu mai vreau să faci și tu. Eu am dus-o greu odată, dar nu mai vreau să o duci și tu. De asta îți ofer posibilitatea tu să te poți ridica, tu să îți iei zborul fără niciun fel de greutate, fără niciun fel de eșec. Pentru că asta e foarte important. În momentul când deja dai de un eșec, eu nu spun că dacă am dat de un eșec, poate că am dat înapoi. Nu. Poate că m-am ambiționat mai tare. Dar înainte de a mă ambiționa, da, suferit. Și da. Suferință constructivă. Da, pentru normal. Că datorită suferinței v-ați construit calea spre mai bine. De asta zic că toți părinții vor binele copiilor. Acum că sunt ei și excepții, și îi fac, îi lasă și îi vai așa mari de lume. Îmi place, da, îmi place cum ați spus dumneavoastră, predăm ștafeta. Deci cei 7 ani de acasă, după aceea merg la școală și predăm ștafeta. Păi normal. Deci părinții predau ștafeta
cadrelor didactice. Păi, eu... Deci de acolo începe educația, nu? Din familie. Din familie, normal. Se consolidează. Păi eu mi-aduc aminte când s-a dus fiica mea la școală, deja știa poezii, știa... Eu am rămas uimit. Deci eu am spus mai înainte, eu nu prea am avut vreme să mă ocup de educația fetei. Bine, nu, acum ca și părinte și așa. Și când intram în casă și dacă ceva nu era în regulă... Deci eu și în momentul de față, numai dacă mă uit la fiica mea altfel și să pun o privire mai nu știu cum, ea plânge. Credeți și n-am bătut-o numai o singură dată. Dar nu am bătut-o. I-am luat un trandafir din ăla din vază, dar fără să-mi dau seama, la nervi și la aia, și i-am dat una pe picioruș așa, nu mai știu cum a fost. Și s-a dus la mama sa și a spus, mami, cremă de joarde ai? Cremă de joarde, frumos. Cremă de joarde, da. Pentru că nu, avea, o mușcau țânțarii. Era, deci fiica mea a avut la regie la țânțar de numai și de câte ori mușca câte un țânțar, venea la mama sa, mami, m-am mucat aici. Și, nu, păi, doi să mă ieșa pe afară, prin curte, eu știu, pe la iarbă verde, nu stăteai să păzăși la țânțarii ăia, da. Mă fi, nu. Și apoi, mami, și avea cremă de aia mentolată. Și cum îi dădea câte un pic, se răcorea mușcătura, da. Și imediat îi trecea. Și atunci ea de ala a rămas cu ideea că, mami, cremă de joarde nu ai. Și da. A rămas o dunguliță așa pe picior. Și de atunci eu am pus mai mult ca ea. Și de atunci, veci, eu n-am mai pus mâna pe ea și numai dacă mă uit la ea și dacă așa, eu am zis, nu te mai ating să știu că pentru nimic în lume. Dar e suficient să mă uit la ea și să spun sau nu, sau să ridic vocea. Atât. Nu știu cum sunt alții copii, dar... Unii părinți cred că bătaia este ruptă din rai. Ce nu părere aveți? Povești. Nu e adevărat. Dacă nu te înțelegi cu copilul ca de la prieten la prieten și ca de la, cum să vă spun, cei mai buni prieteni a copilului bunicii. Și da. De la ei învață cel mai mult, că poate că eu n-am vreme tătă ziua să stau cu ei, cum m-am mai spus eu și înainte, era soacră mea fiertată și cu socrul meu ieșesă la pensie pe când s-a dat Dumnezeu de s-a născut ea. O mai prins-o și tata fiertat vreo 2 ani de zile și după aia o decedat, dar dacă nu vorbești cu copilul de la început și nu ești prieten cu el și nu trebuie să știi să-l iei și să-ți spună tot ce are în suflet și apoi nu povestesc de întrebări și de la câteodată pune niște întrebări de neîncuia, frate, pur și simplu. Dar n-aveai ce face, trebuia să faci în așa fel încât să explici pe înțelesul ei. Și atunci asta este educația. Nu te apuci și iei buta și dă paștile care te-au făcut. Și de ce? Copilul înțelege mai bine dacă îi răspunzi cu blândețe la tot ceea ce păi el a de greșit. Ce spun? Asta e logică. Dacă un părinte vine și reacționează exact ca și copilul, furie la furie... Nu, asta e cea mai mare prostie. Asta nu mai este educație. Dar și în general, și între oameni, și între prieteni, da. Și între, dacă unul dintre ei mai isteț și cedă. Cedează, și da. Pleacă capul. Bine, mă, dă-i tu că eu stau. Garantez că eu la trece pofta. Da, deci conflictul nu mai există. Nu mai există. Răspundem cu blândețe. Copilul, în momentul în care, de când se naște și până când ajunge adult, el trebuie să fie învățat. Cum poți să-l înveți când tu țipi la el? Cum poți să-i pretinzi ca el să facă anumite lucruri când tu le faci pe dos? Păi... Cum poți să-i spui copilului să fie punctual dacă te vede că tu ai întârziat? Da, și aici, eu v-am spus de la început, copilul ce vede în familie aia va face și așa va fi, dar
acum toată lumea nu poate să spună că nu s-a zberat odată sau nu s-a enervat odată sau... Vedeți că sunt și mai ales și în zilele de astăzi, la câte greutăți, la câte probleme sunt, la cât stres există. Eu de multe ori stau și mă, oare, da mai poți? Pentru că astea sunt zilele de astăzi. Am avut într-o perioadă, la un moment dat, de dormeam câte 3-4 ore pe noapte. Da mai poți? Și normal că la un moment dat ce dai. Și atunci devii nervos și atunci orice faci nu-ți convine, orice se întâmplă și de aici pleacă toate. Divorțuri, scandaluri, mă refer în familie. Da. Nu. Și neajunsurile iară, neajunsurile te face om rău. Te face... Dar de ce are ăla și eu n-am? Dar eu... Și aici... Da. Automat, de aici pleacă toate. Da, ar fi indicat să găsim copilului un mediu adecvat ca el să se dezvolte frumos. Din toate punctele de vedere frumos. Să nu fie probleme, să nu caute suport în altă parte și sprijin, pentru că s-ar putea ca în altă parte să găsească un anturaj greșit. Da. Aici nu, ce să spun, eu am avut noroc și cu nevastă mea, ea fiind profesoară de pian și fiind fost educatoare și lucrând cu copii și lucrând cu puiuții ăștia mici și poate că mulți din nu știau să vorbească, și doamna profesoară, de multe ori trebuie să stai să te gândești și să traduci ce vrea să zică copilul, cât era de mic și cât îți de frumos când îți mici. Da. Nu. Și atunci trebuie să vorbești pe limba lui. Și de asta zic că... Am găsit modalitatea potrivită. A fost înzestrată cu calmul ăla, că am mai avut ea perioade când am venit de la școală. Ce? Băi! Eu n-am nimic împotrivă, dar eu nu-s la școală cu tine. Eu sunt acasă. Mami, lasă aia ce-a fost acolo. Hai să ne iubim, hai să... Aici da. În casă e altceva. Hai să... Nu. Pentru că pleci și vrând nevrând stresul te mănâncă, clar. Da. Și ți afectează toate. Ce părere aveți despre recompense și pedepse în educația unui copil? Foarte bune. Pentru că decât să-i dau o palmă mai bine, îl pedepsești. Da. Îi spui, bă, vezi cum faci că îți iau laptopul, îți iau telefonul și l-ai mâncat. Dacă e la telefonul un ceas. Nu merge tot timpul cu aceeași pedeapsă. Pa, merge. Nu, mă gândesc că merge o perioadă, după aceea trebuie schimbat. Trebuie găsit o altă pedeapsă. Că... Acum depinde și de modalitățile în care el greșește sau... Și de fiecare copil în parte. Că și la normal, unii... că dacă îl vezi pe fața lui și vine la tine și spune, tati, vreau să spun ceva. Ce vrei să spui? Păi, știi, hai, zi-mi, lasă, ce-ai, hai, lasă, că nu-i problemă, zic că nu te cert, nu... Nu-ți fac nimic, nu. Deci dacă vezi tu pe el că se căiește și da. Că îi pare rău sau așa da. Și vine și spune, tate, știi, am spart platoul ăla sau am făcut, vrut să fac nu știu ce și am spart sticla aia cu vin sau eu știu, mere prin cămară. Nu, că mai, acum mai nou mai face și prăjituri și tot felul de minuni și așa. Se întâmplă că se întâmplă la case mari, frate, că nu poți să... Am dat un exemplu. Dar dacă vezi că el se căiește și așa, ce rost mai are să te apuci tu și să-l mustrezi da. Și să-i dai pedeapsă pentru că nu ai logică. Pe viață, nu da. Are logică. E da. Suficient dacă l-ai văzut că el e demoralizat total. Deci trebuie eu, sprijinit cu siguranță. Lasă tati că nu-i problemă. Crește mari, mâine luăm altceva. Nu-i problemă. E foarte important. Cum sunteți ca părinte? Ați simțit vreodată nevoia să faceți lucrurile sau să preluați greutățile
ei, a copilului, la dumneavoastră, să preluați toate greutățile, ca să faceți ceva în locul copilului? Da. Ca el să nu simtă greutatea? Da, deci inclusiv boala, clar, în momentul când ea suferă, eu sufer de două ori mai mult. Deci atunci pui gând la Dumnezeu, te rogi și este singura variantă prin care tu poți să o ajuți. Sau să... Am avut clipe și nu vreau să povestim de chestiile astea, dar ar fi fost în stare să fac orice. Ca să trecem de problema asta. Dar, uite, mi-a ajutat Dumnezeu și a fost ok și suntem bine și... No, dar să știți că un părinte, adică acum depinde, poate că există și alte firi. Eu mă refer la mine, la nevastă. Da, normal, eu vă întreb un părinte pe dumneavoastră. Bun. Da. Am luat un exemplu mai, nu, oarecare, dar de multe ori când vine și zice, mă doare capul, păi ce ai făcut? Păi că să vezi că cam obosit, că am citit, nu știu, păi băi, tati, păi nu citești dimineața până la 4 dimineața, te culci la 8 mergi la școală. Hai să fim serioși. Citește până la 12, maxim. Păi nu, că atunci e liniște și e cel mai bine citesc atunci. Bă, mă las. Mai odinește-te, frate, că nu-i... Și adevărul este că nu, când ești tânăr, nu-ți trebuie nici somn mult. În 3 ceasuri te-ai rezolvat, te duci, faci... Știu eu că știu ce am putut odată și acum începe și au început și fire albe și numai ursul ăla care am fost și cam așa vine treaba, că trebuie să recunoaștem. N-are nimeni ce să spună, că nu-i mai ce a fost odată. Aș vrea să vă întreb ceva, să vă pun o întrebare foarte delicată, tot din punct de vedere al educației. Credeți că ați greșit ceva în educația copilului? Da, eu cel puțin pot să recunosc că am greșit, că n-am avut timp de ea. Adică n-am avut timp să pot să îi ofer mai mult. Dar am avut sprijin și vreau să spun că am spus mai înainte. Am avut noroc mare, mare, mare cu nevastă mea, pentru că ea fiind în branșă, toată educația ține de un profesor și un profesor ce, acum că nu ia de fizică sau de așa, de acolo fiecare branșă are rolul lui. Acum cât acumulează ea din ce știe alți profesori și ce le predau sau așa, nu pot să spun eu, dar sincer și am spus de 100 și de 1000 de ori, tată, dacă înveți, nu folosește mie. Da. Eu n-am putut, eu n-am avut ocazia, adică am putut, dar n-am avut, nu. Dar tu acumulează cât se poate. Acum, păi mai de o vreme, nu știu când făcea turcă. Și am întrebat-o, bă, dar ce trebuie turcă? Ce, că am văzut filme și eu vreau să văd, să înțeleg, nu știu ce trebuie. Păi bine, dar ai învățat engleză, e foarte simplu. Nu, vreau acum să... Vreau altceva. Bă, foarte bine. N-am nimic împotrivă. Deci nu pot să-i impun eu să învețe o limbă care nu o atrage. Face din propria inițiativă. Și am spus... Aveți un copil perfect. Păi de multe ori venea și la școală, când era la școală și mă întâlneam cu profesorul, știu, cu el, cu domnul el, cu colegul nostru de la Casa de Cultură și cu oricine așa, bă, icoana ta nu mișcă, nu face, nu drege, tot așa zicea de ea, icoana ta e icoană, frate, zice, nu știu ce ai făcut, dar niciodată nu îi zice că, nu știu, nu o văd berând, nu o văd, nu. Și nevastă mea la școală, tot așa, doar sunt profesorii care sunt la Traian Alescu și sunt acolo, toți împreună și așa, toți profesorii, icoana ta n-are probleme. Așa era numită în clasă, icoană. De asta zic că nu pot să spun eu că îmi pare rău de ceva, dar îmi pare rău pentru că, uite, au fost
trecerile astea de la Revoluție încoace și nu știai și s-au pierdut multe locuri de muncă și că poate dacă era combinatul și mergeam și eram stabil și eram ok. Era mai multă liniște. Și era, și era și siderurgistru și cântam la siderurgistru și era, era locul frumos și poate că era, dar dacă am început să luăm drumurile fiecare și să căutăm soluții și acum nu-s numai eu în cauză, toată lumea. În momentul când s-a dat ordonanța, hai, toți. Și-au schimbat meseriile. Și-au schimbat meseriile, și-au schimbat viziunile. Unde anume ați lucrat în combinat? Eu tot la pompieri am lucrat. Și unde, la Blooming sau? Nu, la formația 1. Am fost șef de formație 7-8 ani de zile. În 2003, când s-au dat a doua sau a treia ordonanță, atunci a fost masă. Și atunci au trebuit să plecăm toți. Frumos, ne-am, totuși. Ne-am căutat peste tot. Deci am lucrat și după aia, după ce am ieșit din ordonanță, am ajuns pe la Bila, pe la Deva, eram șef raion la carne. După aia, de acolo, am plecat în Italia cu contract. După aia am venit acasă, am lucrat la o măcelie particulară, după aia am lucrat la Artima, la vechiul, adică la nou, cum îi zice acum, nu mai contează. După aia, de acolo... V-ați plimbat puțin, de colo-colo. Da, am schimbat locul de muncă non-stop, fără probleme. Nu sunt probleme. Am găsit, am fost șofer pe tir, câteva perioade, nu s-a plătit, nu s-a făcut, nu, n-am mai mers. După aia m-am dus și mi-am luat mașina mea, am început eu să mă duc în Germania, să vin în Germania, după aia... Dar de obicei cam am căutat să caut un loc de muncă stabil. Adică ce făceam în plus era altceva față de un loc de muncă care era, aveai siguranța zilei de mâine că ți-aduce pâinea pe mesă. Pe lângă faptul că nevastă mea nu s-a lăsat deloc de servici. Ea a lucrat continuu. Deși că, ca profesor, după cum știți, era tăiat ăștia și salarii și toate, și nu, dar cu rele, cu bune, le-am dus înainte și... Eu vă mulțumesc că ați venit la mine în emisiune. Vă mai aștept și altă dată. O să ascultăm și 2-3 cântece. Să sperăm să vedem câte. Câte vreți dumneavoastră și câte cad bine la public și în funcție și de ce am vorbit și de ce am povestit. Eu în cântece am încercat să readuc clipa zilei în care am trăit și momentele în cântec sunt trăite personal. Vă mulțumesc, vă aștept și altă dată. Cu drag. Acum, în încheiere, aș vrea să spun că părinții trebuie să decidă care va fi calitatea vieții lor de familie și abia apoi să aplice disciplina necesară pentru a atinge această calitate. Astfel, viața va împinge familia în direcții diferite, iar copiii vor deveni mai degrabă victime decât învățăcei. Te-ai gândit vreodată cum ar trebui să fie părintele perfect? Vom vedea în emisiunea viitoare Artă și Educație. Acum vă spun la revedere, ne întâlnim data viitoare.
pleca din satul meu, mă. Lume mult am întrebat, mă.
Hai frum de merge, spic de grâng. Hai, hai, la vânt, la vânt, la vânt. Frunză verde, spic de grâu, la 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 la. Hai la brâu, la brâu, la brâu, la 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 la. Și la brâu și la jucat, la 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 la. Dar și-n hol de la lucrat, la 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 la. Hai la brâu, la brâu, la brâu, la 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 la. Și la sașe era de greu, la 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 la. Și la brâu și la curea, la 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 la. Și la mândra dacă o vrea, la 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 la. Joacă mândră, nu ce face, la 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 la. Că eu știu că jocul-ți place, la 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 la. Ai cu șine, ți-o plăcut, mai la 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 la. Ai jucat, nu ce-ai făcut, mai la 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 la. Unde joacă-n pădurean, la 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 la. Nu crește iar pe un an, la 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 la. Unde joacă pădurenie, la 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 la. Nu crezi vara buruienie, la 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 la. Ăsta joc l-am învățat, la 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 la. Când eram copil în țară, la 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 la. Vreui joc pădurenez, la 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 la. După el mă prepădez, la 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 la. Am să-l cânt, să-l joc mereu, la 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 la. Cât mă ține Dumnezeu, la 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 la.